Etapa a șasea programează un nou duel pentru universitarii suceveni în Liga Zimbrilor. Sâmbătă 9 octombrie, de la ora 17:30, se va disputa partida dintre CSU Suceava și CSM Vaslui. Evenimentul se va desfășura în acord cu regulile impuse de pandemia COVID-19. Luând în calcul contextul pandemic, de la nivelul municipiului Suceava, competițiile sportive se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane. În afara cărții de identitate, spectatorii trebuie să aibă asupra lor certificatul de vaccinare, ori dovada unui test PCR numai vechi de 72 de ore, sau a unui test rapid antigen efectuat în ultimele 48 de ore, ori confirmare infectării cu virusul COVID-19 în ultimele 90 de zile. Suntem înaintea unui meci extrem de important pentru noi. Pentru a ne îndeplini obiectivul, avem neapărat nevoie de cele trei puncte puse în joc sâmbătă. Întâlnim o echipă a Vasluiului ce nu a avut un start de sezon reușit. Și sigur vor veni aici să câștige. Băieții noștri sunt pregătiți, au arătat o formă bună și în ultimul meci de acasă cu Bacăul și chiar dacă am pierdut la București cu CSM, eu zic că am arătat un joc bun, ce ne dă încredere pentru meciul de sâmbătă. Da, cum a zis și domnul profesor, este un meci decisiv pentru noi, un meci tare cu echipa Vaslui care a început să își dea drumul la joc, să joace, să își intre în formă, cum s-ar spune. Și eu zic că băieții sunt pregătiți și ne luptăm pentru fiecare punct. În primul rând, moralul, zic eu, că vin după o victorie acasă cu Bacău, o victorie importantă și au și nevoie mare de puncte, cum avem și noi. Eu zic că nu o să fie deloc un meci ușor contra Vasluiului, dar noi trebuie să facem tot posibilul ca să câștigăm, pentru că jucăm în primul rând în fața suporterilor. Și în al doilea rând, aceste trei puncte poate vor fi decisive la finalul clasamentului. De asemenea, prezența în sala celor tineri cu vârsta mai mică de 18 ani nu necesită niciun fel de test sau dovadă de vaccinare. Masca este obligatorie pe toată durata evenimentului, de la intrarea în sală și până la ieșire, iar prețul unui bilet la meciul cu CSM Vaslui este de 10 lei.